extraordinar s-a distrus acel Manticore de către acești Tankbusters. Sunt foarte, foarte neatent domnul Belchonok. Și vedem că din partea sa se construiește un nou Green Squad, este o unitate Heavy Melee și, Doamne Dumnezeule, ce damage fac acești Tankbusters, vor distruge acest Power Generator și farma aceasta de energie este în pragul colapsului. Nevoit să aduc această chimeră, dar să nu uităm că Tankbusters ăștia sunt ai naibii de răi, dar nu înțeleg de ce nu a făcut target pe acest Power Generator. Foarte, foarte mare damage și și chimera ia foarte mare damage. Vedem și un Weird Boy, un fel de Psyker al orcilor, are tot felul de vrăji interesante. Să vedem ce va reuși să facă domnul Tex, dacă reușește să ia din nou controlul hărții, ar fi superb pentru el. Iarăși level up, este level up pentru Warboss, care este deja level 3, deci are un damage destul de mare și a făcut un charge acolo pentru a lovi cu acest Power Claw. Chimera este obligată să se retragă într-una, dar Ogrini intră și în bătălie și să vedem dacă Warboss-ul va mai putea să plece de aici, este timp. Aoleo, Doamne Dumnezeule, da, uitați ce a făcut acest Weird Boy cu... level up pentru Inquisitor, a căzut Warboss-ul, foarte bine jucat de către Belchonok, să zicem că și-a răscumpărat greșeala cu pierderea acelei Manticore. Și meciul devine din ce în ce mai interesant dacă ne uităm la punctele de victorie. Sunt 147 pentru Orc, 227 pentru Imperial Guard. Ogrinii ăștia sunt suppressed și sunt unități care costă foarte mult de an, nu vrei să pierzi niciun model, dar... Doamne Dumnezeu, e timpul să te retragi, toate trupele orcilor sunt aici și Tankbusters, toți s-au vrut din nou un shot cu acel Inferno Pistol pe acest Shooter Boys care au un upgrade, avem Big Shooter, offers greater range and damage than standard shooter. Da, deci damage foarte bun și mai mare pe acești Shooter Boys cu acest upgrade de Big Shooter. Da, ce tari denumiri au orice ăștia, într-un fel sunt haioși, într-un fel... enervanți, dar până acum un meci destul de tensionat. Chimera a fost readusă la full health și se pare că și acești guardsmen au fost upgradeuiți cu Plasma Gun. Plasma Gun-ul ăsta este foarte bun versus Heavy Infantry Units, deci fac un damage foarte mare, cum ar fi acestui Warboss. Să vedem încă un charge din partea Warboss-ului, dar... și din nou acel Inferno Pistol, abilitatea folosită nici măcar să facă damage acestui Chimera nu a reușit și zic eu un charge destul de prost, să vedem dacă va mai pierde, nu cred că mai pierde de această dată, însă toate aceste bătălii, ce a avut, un squad de Slugger Boys și acest Warboss, uitați ce a reușit să facă Tex pe partea de nord a hărții, a reușit să-și readucă toate punctele de requisition, victorie și energy sub controlul său, iar... domnul din Imperial Guard, domnul Belchonok, da, a pierdut cam mult și trupe și teritoriu a pierdut și de-abia acum reîncepe caparea acestui punct de victorie cu eroul, cu Inquisitorul, da. Aceleași trupe de Guardsmen împreună cu acești Ogrin, Chimera încă în viață, zic eu, o treabă foarte bună, dar ce mult ar fi contat și acea Manticore cu salvele de rachete, un fel de howitzer. Tankbusters și ăștia foarte nervoși. Și se pare că vom asista la un flank și un sandwich aici făcut trupelor din Imperial Guard. Nu știu ce asta aici, îmi pare rău, ceva vrajă de a Warboss-ului. Ce avem aici? Cyborg implants. Cu aceste cyborg implants se crește health-ul și stomp-ul acestui Warboss. Nici vorbă să mai stai cu acești ogrini aici. Uitați ce damage nebunesc face un Warboss de level 4 și dacă are grijă de el și continuă să omoare, va ajunge în curând la level 5 și atunci o să fie ceva o bestie acest Warboss. Vedem aici iarăși un angajament și un Warthrack din partea orcilor. Ce se face cu acest Warthrack? Level up iarăși pentru acești guardsmen. Iar cu acest Warthrack se încarcă trupe de melee și sunt aduse până în preajma acestor trupe de range, care sunt doar range, și acum va începe măcelul din partea orcului. Să vedem ce va reuși. Există și acest Warboss aici, Doamne, și pierderi imense de partea trupelor din Imperial Guard. Vine și Inquisitorul, level up, extraordinar de bine jucat de către Tex, out of control și această chimeră. Iar acum a căzut și acel Warthrack, dar ce mai contează când ai omorât aproape tot ce înseamnă Guardsman pe hartă.
level up, level 5 pentru acest war boss, iar acum se dă și GG-ul din partea lui Belchonok. Ce meci frumos am văzut aici, îmi place că meciurile astea de Warhammer Retribution sunt mult mai active, te obligă să lupți, nu poți să faci prea mare camp sau mă rog, dacă joci Imperial Guard, Lord Commissar sau individul ăla care în campanie e Castor, da, acolo cred că poți să te fortifici, să joci un pic ca britanicii din Company of Heroes, dar oricum să nu uităm că asta a fost un meci de pro, nu știu despre Belchonok, dar despre Tex sau Texania, știu că e un jucător excelent de Warhammer Dawn of War 2. Bun, aștept comentariile voastre, dacă am greșit, am zis chestii care nu trebuiau spuse, vă rog să-mi scrieți în comentarii, să mă ajutați, nici eu nu joc de foarte mult timp Warhammer, sunt pasionat de el, știu că, cum să spun, știu că vor mai apărea multe facțiuni în el, Brelli cred că la asta lucrează la Warhammer Dawn of War 3, deci dacă sunteți jucător de Warhammer și puteți să mă ajutați cu sfaturi sau se dorește un forum pentru acest joc, vă rog frumos să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și normal că se va face exact ceea ce îmi cereți. Bun, până data viitoare, sper că v-a plăcut ce ați văzut și încă o dată, până data viitoare, Warbringer vă salută, ciao, ciao!